sute de milioane de euro vor fi disponibile ca ajutor de stat pentru producătorii de materiale de construcții. Autoritățile susțin că astfel vor opri scumpirile în condițiile în care șantierele din România sunt dependente în proporție de peste 50% de importuri. Noua schemă de ajutor de stat gândită pentru anul viitor va favoriza investițiile în producția de materiale ecologice. Schema de ajutor de stat pentru sectorul materialelor de construcții ar trebui să crească producția internă, în contextul în care peste 50% din ce se folosește acum pe șantiere provine din import. Își vor crește gradul de eficiență și, într-o piață liberă, vor putea să vină cu prețuri competitive. Trebuie să întărim această zonă pentru a diminua importurile. Pentru asta, producătorul beneficiar va fi nevoit să mențină locurile de muncă pentru cel puțin 3 sau 5 ani, iar investițiile făcute să fie 10% verzi, adică să protejeze mediul. Noua schemă de ajutor va avantaja producătorii de materiale de construcții ecologice, cum ar fi cele din lână, de exemplu, pentru termoizolații. Fiind un material local care se aruncă la noi și atunci este o resursă neexploatată, este prelucrat astfel încât să se formeze anumite panouri asemănătoare cum este și vata minerală, deci se montează și la fel. Potrivit Institutului Național de Statistică, în decembrie 2022, costurile în construcții au crescut cu 12% față de finele lui 2021. În unele cazuri însă, creșterile au fost uriașe pe fondul războiului, care a rupt lanțurile de aprovizionare, dar și al stocurilor diminuate în perioada pandemiei. La cărămidă, prețurile au urcat rapid, cu până la 30% față de 2021. Plăcile BCA cu 60%, iar la oțel beton, scumpirile au fost de 50%. Cererea este uriașă. Dacă ne uităm la câte șantiere sunt deschise acum în toată țara, sunt contabilizate peste 29.000 de investiții în domeniul construcțiilor la nivelul anului 2022, potrivit unui raport de specialitate. 30% dintre ele, adică aproximativ 12.000, sunt în domeniul rezidențial, blocuri și case, iar următoarele în top sunt proiecte din industrie, aproape 6.000, urmate de hoteluri și de infrastructură, adică șosele și autostrăzi. Ca zone, se construiește cel mai mult în trei orașe mari, în București, în Timișoara, dar și în Cluj-Napoca, precum și în zonele din jurul lor. Schema de ajutor ar putea deveni funcțională abia peste un an, după ce va primi undă verde de la Comisia Europeană.